Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrachi mă numesc, iar astăzi vreau să vă prezint reducerile de toamnă de la Jim Beam. Reducerile de toamnă au început pe data de 12, deci dacă îl vedeți pe data de 12 n-ați aratat nimic. Dar ceea ce nu știu este cât durează aceste reduceri. Ceea ce știu din experiență este că ar trebui să profitați de ele cât mai repede și dacă găsiți ceva, mărimea, culoarea, gustul, produsul de care aveți nevoie, ar trebui să le luați atunci pentru că stocurile se epuizează destul de repede când sunt aceste campanii de reducere. La produsele selectate pentru campanie, reducerile vor fi între 20 și 80%, deci reduceri destul de mari. Haideți să vedem o mică parte din produsele aflate în campanie. Ok, bine. Să începem. Am să încep cu X-Beam, care nu cred că este în campanie, dar nu am putut să primesc prima dată când a apărut, pentru că nu eram sigur că este vegan. Între timp s-a confirmat că este vegan, acesta este. Am folosit varianta capsule și mi-a plăcut foarte mult. Pe două capsule avea 100 de mg de cafeină, foarte multe ingrediente pentru focus. Deci, pentru că sunt de gaming, n-ai nevoie de pompare a bicepsului în momentul în care tastești, joci cu mouse-ul, dar ai nevoie de energie și de focus. O porție de X-Beam de Wild Berries are 9 grame și vă oferă 150 de mg de cafeină. Este doza ok, doza perfectă pentru energie. Nu e prea mult așa cum are Torul 300, dar nici 50-100 de mg de cafeină s-ar putea să nu simți. Deci în jur de 150 mi se pare doza corectă. Abia aștept să-l încerc, dar eu îl voi încerca la antrenament pentru că încerc să stau super departe de gaming. Este un viciu atât de mare, o plăcere atât de mare și nu mi-am dat încă voie să mă joc, dar poate pe viitor. Sunteți pregătiți? Arm Blaster. Se folosește în felul următor. Îl pui după gât, îți blochează brațele și faci flexii. Ești mai înalt, evident. E bine cum e poziționat aici. Ești mai mic de înălțime, trebuie ajustat. Acum e perfect. Cam undeva la nivelul pieptului, dar fiecare e liber să decide pentru el. Ce o să observați este că mișcarea naturală vine un pic dinspre exterior în interior. Este ok, nu-i musai să le faceți așa. Dacă puteți, bravo vouă. Dacă nu, natural vine să le faci cam în interior, ceea ce înseamnă că cea mai bună variantă ar fi ori cu o bară EZ cu priză apropiată sau alternativ cu gantere, inclusiv ciocanele merg foarte, foarte bine. În carantină am făcut antrenamente de genul ăsta cu banda elastică. Vă recomand și varianta asta. Mergem mai departe. Fioride. Căpșuni și pepene la gust. Conține carbohidrați rapizi, vitamine și electroliți. Electroliții te ajută cu hidratarea, iar carbohidratul simplu te ajută cu energia rapidă în timpul, înainte sau după antrenament. Acum, în funcție de nevoile voastre, dacă sunteți pe deficit, la mentenanță sau în surplus calorii și faceți bulking, carbohidratul rapid poate fi folosit în diverse variante strategice. Eu personal prefer să-l iau înainte de antrenament în momentul de față și câteodată în timpul antrenamentului. Dar dacă țin caloriile foarte jos, nu prea îmi permit luxul ăsta. Deci, repet, ceea ce vedeți aici va fi la reducere. Este la reducere deja. Batoane proteice vegane. Varianta rapidă de masă le puteți lua cu voi oriunde. Zmeură liofilizată. Sincer, nu prea știu ce înseamnă cuvântul ăsta, dar bănesc că înseamnă deshidratată, pentru că arată așa. Și conține doar 214 kcal la 100 de grame. Așa că pot folosi foarte mult în shake-urile pe care le fac sau în budinca proteică pe care o fac. Evident, pe post de condiment. Când tot vorbim de dietă, avem 0 fetucine. Este un produs cu nu chiar 0 calorii, dar 7 kcal la 100 de grame, ceea ce înseamnă practic 0. Genul ăsta de produse sunt făcute din făină congea. Practic conține doar fibre, nu asimilezi nimic. Au doar volum, dar nu îți oferă calorii. Poți să reușești să păcălești cumva dieta ca și sațietate folosind genul ăsta de produse. Nu prea au gust, trebuie să le dați voi gust. Una dintre variantele preferate pentru mine și celor ce le-am spus varianta asta o preferă și ei. Dacă îți faci paste, de exemplu, pui jumătate paste normale, jumătate paste de genul ăsta și ce ai făcut? N-ai pierdut nici gustul, dar ai dublat cantitatea de mâncare. Creierul poate fi păcălit destul de ușor atât timp cât vine vorba de aproximarea mâncării din farfurie. Și apetitul este reglat în funcție de aproximarea pe care o faci. Iar majoritatea oamenilor nu se pricep foarte bine la aproximare, așa că n-aveți nimic de pierdut dacă încercați genul ăsta de produse. Atenție la disconfortul abdominal. Dacă o să simțiți vreodată vreun disconfort în plus față de ce simțeați în mod normal, să știți că e posibil să fie de aici, cantitatea e mare, ar trebui să reduceți la jumătate, la un sfert, până vă obișnuiți cu genul ăsta de produse. Băutură bio cu cacao și maca. Asta este perfectă în loc de ciocolată caldă pentru sezonul rece sau pentru cei ce vor o alternativă mai sănătoasă la ciocolată caldă, cappuccino și așa mai departe. Produsele Vonavita sunt toate vegane, toate bio și cu atenție la detalii, de exemplu produsul ăsta nu conține zahăr. Avem aici un tricou alb imaculat, Jim Beam XL. Hai să vedem cum vine. Așa arată, alb imaculat, și ăsta este XL-ul, așa îmi vine. Nu e nici foarte lung. Eu port genul ăsta de tricouri în ziua de picioare, ziua de piept, ziua de spate, nu în ziua de brațe, nu în ziua de umeri. Am și eu fixurile mele. Iar înăuntru avem un hanorac XL. Este simplu, negru cu logo Jim Beam, materialul moale,
Nu numai pe mine că este extrem de cald, dar ce pot să vă spun este că cel mai probabil va fi în jur de undeva la 50 de lei și tricoul ăsta în jur de 30 de lei, așa că prețurile sunt extrem de bune, încercați să nu le ratați. Și am ajuns la sfârșitul acestui unboxing cu reducerile de toamnă, dar urmează produsele de la Strix, respectiv comanda mea pe luna septembrie. Pentru că aveam deja stoc de suplimente și sunt super fan haine, tocmai a apărut colecția nouă de la Strix și nu am decât vreo 4-5 produse dintre cele apărute. În momentul de față există o gamă de 4 culori. Fildeș, nu știu că e alb chiar, nu e atât de alb, nu e imaculat. Avem negru, care era și înainte, verde și burgundi sau vișiniu, ceva de genul, o să vedeți aici. Să începem cu începutul. Pungă cu fermoar, conținutul pungii cu fermoar, tricou XL. Și este un design aproape identic cu cel pe care l-ați văzut la începutul videoului. Este ușor spre verde, să zic spre fistic, spre fildeș, nu știu să vă zic exact, asta este alb imaculat. Deci cam așa. O să le desfac pe toate și la final le voi lua pe mine pe culori ca să vedeți outfitul complet. Cred că aici se află un hanorac vișiniu pentru că am primit deja pantalonii. Am și fost cu ei la croitorie, i-am și ajustat. Deci o să vă arăt outfitul complet și am și tricoul pe varianta asta. Sincer, nu știu cum se numește, am să-i spun burgundy. Mi-am luat varianta cu fermoar, pentru că este și varianta fără fermoar. Mărimea este XL. Îmi vine lărguț, comod, ar fi venit și L-ul. Ce modificare voi face? Să știți că și asta se modifică. Aș vrea să vină o idee mai strânse aici. În rest vine perfect, inclusiv ca lungime. Deși nu cred că ați uitat, 1.66 înălțime, nu stă înalt. Lungimea mânecilor la fel, nu sunt foarte lungi. Avem inserție de cauciuc pe spatele glugii. Atenție la detalii la fermoar. Tricou verde, varianta pe care ați văzut-o și mai devreme. Tot mărimea XL, inserție de cauciuc și logo pe spate. Materialul ăsta are găurele, este subțire, este respirabil, iar ăsta pare satinat. Strix este gama premium de la Jim Beam. Nu ai cum să te simți bine materialul ăsta. Există colecție de bărbați, există colecție de femei. Anei i-a plăcut colecția de la bărbați, a probat un hanorac de la mine, era mărimea XL, așa că i-am luat și ei un M, care este acesta. Și sincer să fiu, cred că îmi va veni și mie. Dar e ok să vedeți cum arată varianta fără fermoar. Avem șnur oversized cu logo și aceeași inserție de cauciuc pe glugă. Și mai este un logo Strix în partea de jos a hanoracului. Acesta bănuiesc este shortul burgundy. M-am înșelat, este vesta burgundy. O am pe negru și pe alb fildeș fistic, logo pe piept și material extrem de confortabil. O, da, începe să fie interesant. Shortul alb, mărime XL, logo cauciucat pe buzunar și returi oversized cu logo. Asta va ajunge la croitorie. Nu vă mai arăt și shortul M tot pe verde, pentru că este pentru Ana Maria, să aibă și ea outfit. Mergem mai departe. Pantalon lung, care va ajunge și la croitorie. Chiar o să probez o pereche să vedeți cum arată înainte și cum arată după croitorie. Pentru că am ajustat deja o pereche de pantalon și un short, încă să aveți termen de comparație. Apropo, o să vă dau și adresa unde merg la croitorie. Pe calea Virtuții, numărul 9, în Militari, București. Ce lăsați voi ajustat, așa cum mi le fac și eu, ca pentru Marius. Bănuiesc că aici se află hanoracul XL, tot alb. Curcumin plus vitamina E, antiinflamator, iau după antrenament. Crea 7. Deși mai am creatină acasă, se găsește foarte greu în ultima perioadă. Cel mai probabil datorită războiului de la Nord, motiv pentru care o să mai face nici boom-ul, cel mai probabil. Așa că Putin ne sabotează gains-urile, oameni buni. Gust de pepene roșu. Două tricouri negre, simple, cu logo pe care n-am să le deschid. Sper că sunt cadou pentru Adi și Emil, mărimea 2XL. Bun, cam astea au fost produsele, hai să facem niște outfituri. Deci, cam astea sunt variantele, sunt de la băieți ambele, că Anei au plăcut astea de la băieți mai mult, avem XL, M. Hai să vedem cum ne vin ca lungime, deci XL-ul meu la mâneci este ceva de genul ăsta, nu foarte lung. Al meu este ceva de genul, da, așa l-am vrut. Glughița, hai să le arătăm pantalonașii. Ai mei au fost ajustați, ai mei sunt XL, mi s-a luat un pic din lateral. Ai mei nu sunt ajustați și nici nu am de gând să-i ajustez, fiindcă așa îi port. Da, deci asta este prima variantă. Tot pentru outfitul ăsta avem și tricou. O să-l probăm și pe ăsta. Și shortul vine perfect pentru pantaloni, dar hai să vedem și altă variantă de culoare. Avantajul vostru de a vă uita la acest unboxing este că înțelegeți care este treaba cu mărimile. Acesta este XL, shortul este L. Eu sunt dominant pe coapse. Am partea de jos, coapse, femurali, gambe, fesieri mai mari decât sunt în partea de sus. Și totuși, XL-ul vine mulat și shortul pe care l-am luat L, XL-ul era un pic mare, vine lărguț. Nu foarte lărguț, nu o să-l duc la ajustat, dar totuși să vă faceți o idee. 1.66 înălțime, 80 de kg în momentul de față, XL, L. Freza este ceva horror în momentul de față, deci faceți abstracție de ea. Avem vesta mărimea XL, pantalonii mărimea XL, dar atenție, ăștia sunt ajustați și vin așa. Deci pe glezne, fix cum îmi plac mie. Și cu hanoracul ăsta este outfitul complet și am chiar și tricoul de data trecută. Ce vreau să vă mai arăt este cum arată hanoracul XL cu pantalonii XL neajustați. Deci, uitați-vă, pantalon XL ajustat, hanorac XL alb, pantalon XL neajustat, un pic lărguț. Foarte bine pe picioare și pe fese, bine pe gambe, dar lungi și largi aici.
Deci așa arată înainte de ajustare. Deci Bulevardul Virtuții numărul 9, mergeți la doamna Adina, îi spuneți că v-a trimis Marius, îi spuneți să vă fac ajustările pe care mi le face și mie în mod normal la haine, pentru că eu mă știu. Dacă nu vin perfect, dacă nu sunt turnate, dacă Adidas și mă strâng, nu le port. Atât de simplu. Trebuie să facă plăcere să le port. Nu uitați că aveți cod de reducere Marius 5, livrarea se face în 24 de ore, puteți plăti atât ramburs cât și cu cardul, iar livrarea este gratuită la comenzi de peste 150 de lei și costă doar 9 lei la comenzi de sub 150 de lei. Dacă vă aflați în afara țării, într-o țară unde Jim Beam are reprezentanță și trimite, puteți folosi în următoarele săptămâni, încă nu e gata, încă nu e activ, codul meu de reducere Marius5, care vă va oferi de acum înainte reducere și internațional. Excepție face Anglia datorită Brexitului, îmi pare rău, 6% dintre urmăritorii mei sunt de acolo, dar asta este, n-am făcut eu regulile astea. Deci, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați stat până acum, sper că v-a plăcut acest vlog, sper că l-ați găsit instructiv, educativ, folositor, iar dacă da, vă aștept să dați un subscribe, un like, un coment, un share, activați notificările, iar din restul de vloguri făcute de mine, eu consider că pe acestea două le-ați găsit interesante, haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare, vă salut, baftă!